Vestea că Gică Popescu a fost condamnat la închisoare cu executare fix cu 24 de ore înainte de alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal i-a uluit pe oamenii din fotbalul din România. În Dâmbovița, unde fostul internațional a fost implicat aproape 3 ani la Chindia, asociații rămași în proiect au comentat exclusiv pentru MDI-TV decizia finală în dosarul transferurilor. Popescu a condus Chindia Târgoviște în perioada 2010-2013, însă nu s-a mai implicat deloc în actualul sezon. La Chindia, Consiliul Județean și Primăria vor rămâne să susțină proiectul fotbalistic din fonduri publice, iar Universitatea Valahia să ajute clubul cu cazarea gratuită. Iată că vedem astăzi o față pe care poate că unii o bănuiau, alții nu. În spatele spectacolului fotbalistic se află de foarte multe ori și lucruri care înseamnă încălcări grave ale legii și prejudicii aduse bugetului statului. Suțuian a confirmat că în ultima vreme Gică Popescu nu a mai susținut în vreun fel fotbalul târgoviștean. De zile nu a acordat niciun fel de sprijin. I-am solicitat să se retragă din asociație, lucru pe care nu l-a făcut, deși l-a promis telefonic, iar la momentul acesta, societatea comercială unde este asociat se află în procedură de insolvență, iar la data radierii din registrul persoanelor juridice de al societăților comerciale, va pierde de drept și calitatea de membru al asociației. Contactat telefonic, rectorul Universității Valahia, Călin Oros, a recunoscut că nu se aștepta la aceste decizii bombă în dosarul transferurilor. Ceea ce eu știu este că Gică Popescu este un mare fotbalist pe care l-a avut România, dar în rest nu știu, nu mă pricep că nu sunt jurist, n-am nicio părere pe subiectul respectiv. Eu cred că în țara asta fiecare trebuie să respecte legea, așa încât nu mai am alte comentarii. Conducerea primăriei Târgoviște nu a dorit să comenteze în vreun fel condamnarea lui Gică Popescu. În noile condiții, Vasile Avram devine principalul candidat la șefia FRF.